Părintele Arsenie Boca, despre dragostea lui Dumnezeu față de oameni, o descriere a iadului. Întâi o descriere teologică. În împărăția lui Dumnezeu nimic necurat nu intră, deci ne putem închipui ce puțin sunt aceia care rămân în împărăție încă de la judecata particulară pentru veșnicia nesfârșită. Toți ceilalți, deși credincioși, care dacă nu s-au curățit prin pocăință de păcatele lor, de mândria lor, de slava lor deșartă și de celelalte, trec în lumea nevăzută, așa zicând, în stare de boală, dar n-au pierdut putința de a ajunge odată și ei în oștea Bisericii lui Hristos, cea din cer, în oștea Bisericii biruitoare. Dar până atunci, ce fac? Până atunci suferă în iad, că în iad sunt mai multe feluri de osândiți, unii pentru vecii vecilor, alții până la judecata cea din urmă, când îi scoate biserica luptătoare de pe pământ prin rugăciune și prin milostenie, alții până când îi scoate la anumite momente. Aici, în viața pământească, dacă vrei să te pocăiești, poți să o faci. E o faptă a libertății voinței noastre. Dincolo de mormânt nu mai e libertatea voinței noastre. Acolo nu ne mai putem pocăi. Cei ce în viața trupească au robit păcatului, erau cu voia lor rob păcatului încă de aici și tot de aici au pierdut libertatea voinței lor. Deci în ce stare de libertate i-a surprins moartea, în aceea vor petrece ce le va hotărâ Dumnezeu. A plecat sufletul din viața aceasta cu îndemnare la pocăință? Îndemnarea aceasta la pocăință îi se socotește ca bună, deși, pentru că n-a desăvârșit-o, are să petreacă în iad. Dar în iad nu poate să continue pocăința, nemai având libertatea voinței. Și suferința lui e socotită de Dumnezeu și cândva, când Dumnezeu o știe, o să fie iertat și el. Pocăința nu și-o poate desăvârși sufletul în iad, pentru motivul că acolo nu mai lucrează harul lui Dumnezeu. Deci dacă cineva ar fi scos din iad, aceasta se datorează ostenelilor rudenilor și rugăciunilor bisericii luptătoare, pe care, socotindu-le Dumnezeu ca pe o faptă bună, a iubirii de oameni, care trece dincolo de hotarele mormântului, va împlini cu ele ceea ce lipsea din pocăința sufletului osândit. Fără libertate și fără har, nicio suferință nu plătește nimic, și cu atât mai puțin suferința din iad. Suferința aceea, deși foarte mare, nu rodește nicio nădejde de pe urma ei, dar libertatea, iubirea și harul celor de pe pământ pot îndupleca pe Dumnezeu să scoată din muncă sufletul care n-a ajuns la sfințenia deplină, căci precum nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, așa nimic bun, oricât de puțin ar fi, nu rămâne în iad pentru totdeauna, înțelegându-se prin acest bun și rugăciunile biserice. Adică omul care este bun, care a făcut cât de cât puțină bunătate și ajutat de rugăciunile bisericii, nu va rămâne în iad pentru totdeauna, va ieși din iad la un moment dat. Iubirea a coborât pe Dumnezeu în trup, iubirea a sfărâmat porțile iadului, iubirea scoate din moarte și nu te lasă să te pogori în întuneric. Tobit, capitolul 4, versetul 10. E vorba de iubirea arătată prin fapte. De aceea să zicem că iubirea n-are marginile omului, nici marginile spațiului, nici timpul, nu piere niciodată, e puternică încât străbate dincolo de mormânt și ajunge pe cel iubit, străpunge iadul care nu-i poate sta împotrivă, ci străbate cerul. Iubirea e însușirea lui Dumnezeu prin care a creat lumea văzută și nevăzută și toată făptura care îl cunoaște pe Dumnezeu ca Tatăl e străbătută de iubire. Dacă am stărui cum trebuie, în iubirea aceasta fără de margini a lui Dumnezeu
și s-ar răsfrânge și întru noi obiuri și a noastră divină, chipuri și asemănarea noastră de fii ai Tatălui, am avea și noi mulțime de însușiri dumnezeiești. Ne-am asemănat cu Tatăl prin har, nu prin natură. În primul rând, n-am fi așa de mărginiți într-o mulțime de privințe. Iată ce rost are îmbunătățirea celor vii, nu numai pentru folosul mântuirii lor personale, ci și pentru izbăvirea celor din închisoare, care au plecat din viața pământească cu pocăința începută, dar neisprăvită. Cu adevărat, iubirea e calea cea mai scurtă și mai presus de fire, mai presus de orice cale spre desăvârșire, așa cum arată Sfântul Apostol Pavel în epistola 1-a către Corinteni, capitolul 13, versetele până la 31. Prin trânsa avem înăuntru nostru împărăția cerurilor. Trupul trăiește numai dacă e locuit de suflet, iar sufletul trăiește numai dacă e locuit de Duhul lui Dumnezeu. Așadar, sunt oameni care au întrâns și suflet viu, dar sunt și oameni care au întrâns și suflet mort. Vedeți cu ce fel de dragoste ne-a dat nouă Tatăl ca fii al lui Dumnezeu să ne numim. Pentru aceasta lumea nu ne cunoaște pe noi, că nu l-a cunoscut pe dânsul, zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Și mai departe, iubiților, acum fii ai lui Dumnezeu suntem și încă nu ni s-a arătat cum vom fi. Ce știm este că dacă ni se va arăta, vom fi asemenea lui și îl vom vedea pe el așa cum este. Și tot cel ce are nădejde aceasta întru dânsul se curățește pe sine, precum și acela curat este. Tot cel ce face păcatul și fără de legea, și păcatul este fără de lege. Și să știți că el s-a arătat ca să ridice păcatele noastre și întru el păcat nu este. Tot cel ce petrece întru dânsul nu păcătuiește. Și tot cel ce face păcatul nu l-a văzut pe Dumnezeu și nici nu l-a cunoscut pe el. Fiilor, nimeni să nu vă înșele pe voi. Cel ce face dreptate, acela este drept, precum acela, Hristos Dumnezeu, drept este. Cel ce face păcatul este de la diavolul, căci diavolul dintr-un început păcătuiește. Spre aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului. Tot cel născut din Dumnezeu nu face păcat, că întrânsul petrece sămânța lui Dumnezeu și nu poate să păcătuiască, că dintr-un Dumnezeu s-a născut. Întru aceasta, arătați sunt fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. Tot cel ce nu face dreptate nu este de la Dumnezeu și nici cel ce nu iubește pe fratele său. Căci aceasta este vestirea pe care ați auzit-o dintr-un început, ca să ne iubim unul pe altul. Nu precum Cain, care era viclean și l-a ucis pe fratele său. Și pentru care pricină l-au ucis? Căci lucrurile lui erau viclene, iar ale fratelui său, al lui Abel, erau drepte. Adică Cain purta în sine duhul cel viclean și făcea fapte viclene, iar Abel purta în sine duhul lui Dumnezeu și făcea fapte drepte. De aceea Cain l-a urât și l-a invidiat. Nu vă mirați, frații mei, că vă urăște lumea. Voi. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 1 până la 14. Moartea trupului este despărțirea de suflet, iar moartea sufletului este despărțirea de Duhul lui Dumnezeu. Astfel, un trup viu poate fi locuit de un suflet viu și de un suflet mort. Starea sufletului dincolo de mormânt este continuarea stării sale pământești. Fie de viață, fie de moarte. Cel ce a înviat în sufletul său cunoștința și iubirea lui Dumnezeu, câte vreme era încă pe pământ, acela a înviat pentru veșnicie. Iar cel ce a omorât acestea, adică cunoștința și iubirea lui Dumnezeu în sufletul său și moartea l-a prins în acestea, acela a murit pentru veșnicie. Acela a omorât împărăția lui Dumnezeu înăuntru său și a înlocuit-o cu împărăția chinurilor veșnice.
în care a intrat încă din viața pământeană. Trupul nu are consistență sau temei în sine însuși, ci dăinuiește pe temeiul sufletului, al acestei făpturi duhovnicești nemuritoare de obârșe divină. Iar ceea ce dă sufletului pecetea de ființă duhovnicească este funcțiunea conștiinței, a acelei cunoștințe de sine însuși în relație cu Dumnezeu, Tatăl său și cu toate câte decurg din această rudenie cu Dumnezeu. Și a făcut Dumnezeu dintr-un sânge tot neam omenesc să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremile cele mai dinainte rânduite și hotarele locuinței lor, ca să caute pe Domnul, că doar l-ar simți pe el și l-ar afla, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Când tu dânsul viem, ne mișcăm și suntem, precum și oarecare din poeții voștri a zis, ca lui neam suntem. Deci de vreme ce neamului Dumnezeu suntem, nu suntem datori a socoti cum că Dumnezeu este asemenea aurului, argintului sau pietrei, care este cioplitura meșteșugului și gândului omului. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 26 până la 29. Acestei ființe duhovnicești, la venirea în lume, adică sufletului, i s-a dat trupul ca o unealtă, nu ca un tovarăș. Iar dacă un om oarecare nu ascultă de conștiință, ci de animalitate, se întâmplă ca glasul conștiinței să se audă tot mai slab și mintea se întunecă tot mai mult și așa faptele trupului pun pecetea întunecoasă pe suflet. Așa sufletul, prin negrija lui, se face el o unealtă a trupului. Sufletul amăgit de conviețuirea cu animalitatea trupului are să poarte chinurile, răsturnării rolurilor de îndată după despărțirea sa de robia uneltei sale, trupul. Într-un cuvânt, de mai înainte s-a văzut că orice făptură trupească a fost mai întâi o faptă sufletească. O cădere în curvie e mai întâi o cădere din Duh, cădere din Duhul Sfânt. În suflet e înclinarea și căderea, iar aceasta e de la conviețuirea cu trupul în care s-a retras ispititorul și îl muncește prin pofte. Dar ispititorul nu poate face nimic fără consimțirea sufletului. Această consimțire însă înnegrește și spurcă fața sufletului și îl face din ce în ce mai mânjit de poftele împotriva firii, iar cu trecerea vremii trupul slăbește și se satură de pofte, pe când sufletul, fiind nemuritor, nărăvindu-se cu ele, caută să le împlinească, chiar dacă trupul nu mai e în stare să le facă. Sunt patini trupești care înrăuresc sufletul și sunt patini sufletești care se răsfrâng asupra trupului. Slava deșartă, mândria, orgoliul, viclenia, părerea de sine și altele asemenea se văd de departe din ținuta din afară a trupului. Această spurcare a obrazului, sufletul are să o plătească de pe urma consimțirii cu patimile iscate de vrăjmaș contra firii într-un chin de nedescris. Notă, vezi explicațiile detaliate în viața repausaților noștri și viața după moarte a părintelui Mitrofan, apărută la editura Credința Strămoșească în anul 2010. Deci, în cazul când trupul și-a robit stăpânul cu pestele animalității sale și s-a întipărit pe făptura nemuritoare a sufletului, când sufletul s-a aprins de dorințele trupului, aceste pofte toate însoțesc sufletul și l-a prins mereu, zorindu-l să le plinească în faptă, chiar dacă nu mai are unealta trupească, precum o avea în viața pământească. Adică când sufletul primește poftele și ele îi devin obicei, el dorește să le împlinească chiar când trupul nu mai poate. Și așa, iată cum poate ieși din lumea aceasta și tocmai nesatisfacerea aceasta va fi chinul cel veșnic. Sufletul în viața pământească nu avea o corvadă așa de greu de purtat cu poftele.
pentru că ele împlinite cu trupul îi dădeau sufletului iluzierea stingerii lor, deci mulțumirea odihnei. Dar, de îndată, după încetarea trupului, poftele, stropii aceștia de noroi, împroșcați din trup pe suflet, stârnesc sufletul desfăcut de trup. O văpaie de pofte care îl muncesc cel puțin tot atâta cât l-ar chinui setea până la moarte pe unul care trece prin Sahara și apă n-ar găsi. Sufletul izgonit din trup și de moartea acestuia are să se chinuie în felul fiecărei patimi care l-a rost în viața pământească. Orice întoarcere a voinței, deci orice faptă, dincolo e cu neputință. Deci ușor putem pricepe că fiecare patimă pe care a iubit-o sufletul, nemai având cum să o împlinească, se stârnește mereu, crește mereu și îl chinuiește cu fiecare clipă ce trece cu tot mai aprinsă văpaie. Sufletul, deși chinuit de zădărnicia văpăii, nu mai are libertatea voinței de a scăpa de muncirea aceasta cum o avea pe pământ. Dacă n-a vrut să scape de poftă câtă vreme putea să o facă, acum, trecând vremea, a ajuns să nu mai poată voi una ca aceasta, ci culege silit roadele amare ale robiei cu voia. Chinuirea poftelor ce cresc, pe măsură ce cresc, măresc chinuirea. Nu este nicio izbăvire de vreme ce sufletul e nemuritor și nu se poate ucide pe sine, ca să nu mai simtă văpaia care îl arde cu o iuțime din ce în ce mai mare. Un iubitor de argint, un lacom de avere, un lacom de mâncare, un bețiv, un curvar, nu scapă de tirania poftelor sale, ci aceasta îl chinuie fără sfârșit și se măresc pe măsură ce nu sunt satisfăcute, lipsind trupul, iar conștiința îl strigă mereu, strigându-i osânda lui Dumnezeu și zădărnicia suferinței sale. Invidiosul, trufașul, iubitorul de sine sunt roși de ură asupra oamenilor, asupra sufletelor pe care nu le cunosc și asupra lui Dumnezeu. Ura crește și le macină mintea, azvârlindu-i într-o nebunie fără de margini, dar desăvârșit neputincioasă, iar chinul cel mai mare, tocmai acesta este, că răutatea se vede pe sine mărindu-se în deșert și zvârcolindu-se în neputința de a mai face ceva. Toată isprava acestor patimi e muncirea neîncetată, până la nebunia absolută a sufletului. Sufletul arde ca într-o mare de foc, conștiința îi vestește neîncetat pe deasupra lui Dumnezeu, îi arată sufletele dreptilor în rai, ceea ce îi mărește suferințele, dar nu-i vede pe cei ce se muncesc ca și el în văpaia celorlași pofte, ci vede chipuri fioroase ale demonilor care întețesc văpaia care îl arde. Precum în viața pământească lucra harul asupra celor ce se sfințeau și sporea în ei iubirea, iar la dezlegarea lor din trup, rămânând în împărăția harului, acesta sporește în ei iubirea, așa prin contrast, în starea din iad a conștiinței, în împărăția fără har, lucrează demonii asupra sufletelor chinuite și sporesc în ele ura. Ura aceasta, care nu poate face nimic, este zvârcolirea neputinței furioase, ura demonilor care chinuiesc sufletele și văd că nu îi sprăvesc nimic. Ura aceasta arde, ura aceasta infernală e focul nestins care nu luminează nimic. Sufletele acelea care s-au amăgit de poftele lumii și de slava deșartă și de trufia vieții, înșelate de iubirea de sine, care le-a povățuit la toate poftele, iată-le înnecându-se în ura care le arde și care s-a întărit peste ele ca o mare fără de margini a împărăției răului. În această ură infernală i-a dus iubirea de sine,
primul pui al diavolului și tatăl a toată amăgirea, iubirea de sine, este tatăl și mama tuturor relelor. Într-o așa împărăție au să sufere toți cei care n-au scos cu desăvârșire iubirea de sine dinăuntru lor, ci au mângâiat-o cu toate plăcerile, i-a surprins moartea încă neînțelepțiți la minte și necurățiți la inimă. Au plecat cu nădejde, le rămâne nădejdea, dar dacă se va afla cineva dintre rudenii sau urmași care să împlinească pentru ei faptele iubirii, cu acestea acopăr mulțime de păcate și scot pe ei din moarte. Iar dacă Dumnezeu nu pune nimănui gând să împlinească mila și pocăința pentru ei, e semnul că nu are planul să-i scoată de la muncă. Pentru cei care vor fi scoși din muncă, se roagă Biserica Luptătoare pe Pământ și mijlocește către Dumnezeu Biserica Biruitoare din ceruri. Oștea Sfinților, în frunte cu Maica Domnului, mijlocește cu mare osârdie luminarea noastră a pământenilor, că mult mai ușoară ne este nouă izbăvirea de munci când suntem în viața pământeană decât după moarte când vom fi lepădați de la nunta Fiului de Împărat. Legați de mâini și de picioare, adică fără libertatea voinței de a mai putea schimba ceva și fără putința de a mai lucra ceva pentru pocăința noastră, de vreme ce puterile sufletului ne sunt legate. Până la judecata cea din urmă, cum zice Sfântul Nichita, Tihatu, lumea de sus, fiind încă nedesăvârșită, așteaptă plinirea, așteaptă întoarcerea celor întâi născuți al lui Israel, care văd pe Dumnezeu. Căci lumea de sus se desăvârșește împlinindu-se cei ce aleargă spre cunoștința lui Dumnezeu și odată desăvârșită hotărăște sfârșiturile lumii de jos a credincioșilor și necredincioșilor. Cineva i-a spus odată părintelui că dacă pe pământ sunt flori așa de frumoase, cum vor fi cele din rai? Iar părintele a răspuns, acestea sunt doar buruieni. Fiind vorba despre unii oameni care în lume se poartă corect, nu fură, nu mint, nu desfrânează, părintele a zis, lăsați-i că aceștia sunt din legea veche, care împlinesc poruncile, cele 10 porunci. Acolo se zice să nu, să nu, să nu furi, să nu minți, să nu poftești, să nu desfrânești, să nu dorești nu al tău. Dar gândiți-vă că Mântuitorul a zice de 10 ori, fericiți sunt cei milostivi, fericiți cei ce plâng, fericiți cei blânzi, fericiți cei smeriți, fericiți cei curați cu inima. Dar nu zice despre cei ce mint sau nu mint, nu fură și nu desfrânează. Vorbindu-se despre diferite virtuți, cei mai mulți lăudau dreapta socoteală. Însă părintele a zis, după ce o vreme a tăcut, a zis acest cuvânt, e bună și dreapta socoteală, însă dragostea este un dar de sus. Păcatele țin Duhul Sfânt la distanță de om, sunt ca zidul chinezesc, care au ținut China într-o stare de înapoiere, ne lăsând să pătrundă acolo civilizația. Niște credincioase l-au găsit odată pe părintele măturând prin biserică. Una dintre ele i-a cerut mătura, ca să termină ea de măturat. Și părintele a răspuns, ba nu, cu mătura aceasta trebuie să mătur eu toată trufia și mândria sufletelor voastre. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.